Hristos a înviat, iată ne din nou împreună, în direct. Astăzi voi face lipii sau piadini, cum se spune aici la Roma, și vom avea nevoie de 250 de grame de făină, un praf de sare, 40 de grame de untură și cam 170-180 de apă. Și să începem. Așa, eu mi-am pregătit o tigăiță, am pus-o deja pe foc. Am și un cântar aici ca să-mi cântăresc. Aici am 250 de grame de făină. Voi adăuga un praf de sare. Așa. Am să dau deoparte. Amestecăm așa puțin. Bună seara, bună seara! Hristos a înviat, bine ați venit! Am revenit din nou în direct. În seara aceasta fac lipii în loc de pâinică. Așa. Și o să avem nevoie de 250 de grame de făină, de un praf de sare, eu deja l-am pus aici, 40 de grame de untură și 170-180 de apă. Aici dedesubt am cântarul. Am pus 250 de grame de făină. Praful de sare. Am mai pus încă o dată. Așa. Amestecăm. Dăm deoparte sarea. Acum o să cântărim 40 de grame de untură. Așa, ia să vedem. 40. Cât avem aici? 32. Și să ajungem la 40. 40. Dăm deoparte și untura. O să dau deoparte și cântarul. Așa. Și acum cu mânuțele, încet, încet, așa, o să luăm untura noastră cu tot cu făină și începem să o strângem. Să o strângem până o să obținem făina împreună cu untura ca un nisip. Așa. Și strângem. Luăm untura și o strângem cu făină. Așa. Și strângem. Așa. Eu mi-am pregătit deja și o tigăiță. Am pus-o pe foc să se încălzească. Să vă arăt cum arată și coaptem. Și în seara aceasta facem, în loc de pâinică, lipii. Aici, la Roma, li se spun și piadine sau lipii pentru kebab. Pot fi umplute cu fel de umpluturi. Eu le fac mereu. Foarte des le fac, în loc de pâine, imediat. Și sunt bune și a doua zi, se fac pe moment, înainte de asta la masă. Așa, vedeți cum s-a transformat? Ia uitați, untura cu făină. Foarte ușor se fac. Se fac repede. Așa. Aici avem untura cu sare și cu făină. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și acum, aici am un pahar de 200 cu apă. Eu am cam două degete mai jos. Și putem pune. Ia să vedem câtă apă avem aici. Eu o pun mereu la ochi, cam așa. Și cântăresc totul în grame. Aici am 160. Am să las așa. Dăm deoparte cântarul. Și acum cu lingura o să amestecăm puțin. Nu trebuie frământat nici prea mult. Cum ați petrecut sărbătorile? A fost bine în familie? Așa. Și dacă vedeți că aluatul este moale, mai adăugați puțină făină. Așa, în praf. O să dăm lingura deoparte.
Am să mai pun puțină făină, așa, cu mânuța luăm. Deci o să ne trebuiască, deci avem 250 de grame, 260, 270, depinde cât apă punem. Dar la 250 de grame, de obicei pun așa, un pic, un deget și ceva mai jos de paharul de 200. Așa. Și dacă vedeți că încă se lipește de degete, mai adăugați puțină făinuță, puțină, nu multă. Așa. Eu o țin în folie de plastic, în folie alimentară, în frigider și este foarte bine să se odihnească aluatul, măcar o jumătate de oră înainte. Așa. Și acum am să presor așa puțină făină. Acesta este aluatul nostru. Și acum îl împăturim așa puțin. Cu mânuțele puteți întinde și cu sucitorul, dacă doriți. Așa. Și îl împăturim. Mai împăturim încă o dată. Am să rup o bucățică și am să fac una, două lipinicuțe. Și restul am să-l împăturesc și am să-l las în folie, la frigider, până când ne așezăm la masă. Și când totul este gata, eu prepar imediat, le întind și le coc în tigaie. Așa. Am să iau așa o bucățică. Aluatul deocamdată îl dau deoparte. Și am să fac două micuțe. Așa, îl împart în două. Și o să facem două lipi micuțe. Ne ajutăm cu făinuță ca să nu se lipească și acum întindem. Am să o dau deoparte ca să nu... Și întindem. Și le facem cât de mari dorim. Dorim să fie umplute, le facem mai mari. Dorim să le mâncăm așa în loc de pâine. Le putem face și mai micuțe. Așa. Am să le las cam așa. Să vedem tigăița noastră. Eu mi-am pregătit așa o tigăiță, este fierbinte, și am să pun aici în interior. Și o pun din nou pe foc. Am să o întind și pe a doua. Presurăm puțină făină. Așa. Întindem. Întindem așa puțin. Lăsăm așa, de mare. Așa. Vreți să le faceți precise, precise, decupați, puneți o farfurie mai cam de această dimensiune și tăiați marginea și le faceți ca să fie frumoase, egale. Ia să vedem cum se coace. Mai lăsăm puțin. Mai aveți cozonac sau l-ați mâncat pe tot? Eu mai am o bucățică, am să vă arăt și am să tai o felie să vedeți cum este în interior.
făcut de săptămâna trecută împreună cu voi. Așa. Imediat o să ne uităm și la cozonac, o să tăiem. Și acum întoarcem, ia să întoarcem. Și o punem de nou pe foc. Cum am spus, aluatul trebuie lăsat să se odihnească puțin. Ia uitați-l, vedeți? Îl mai împăturim o dată de două ori. Așa, și îl punem în folie. Așa împăturit, ia uitați. Și îl lăsăm să se odihnească puțin. Ia să-mi iau, să-l punem în folie și îl dăm la frigider, la rece. Așa. Și acum îl dăm la rece. Și când avem nevoie, pe moment atunci întindem și facem pâinica noastră, lipia noastră. Le vrem umplute, le facem mult mai mari. Ia să mă uit la... Aici, la lipia noastră. Am întins și imediat o să o punem pe a doua. A doua tot timpul o să iasă mult mai bine ca prima. Și aluatul, să știți că trebuie să se odihnească. Măcar o jumătate de oră. Bună seara, Ana! Bună seara! Cum am văzut mesajul? Bună seara, bună seara! Ia să vedem. Ia uitați, vedeți cum a ieșit? Aceasta este prima și am să o pun imediat, am să fac schimbul. Așa. Am să o pun pe cea coaptă aici. Și pe aceasta o punem aici, în tigăița noastră. Și o punem pe foc. Așa, ia uitați, aceasta este prima, tot timpul, prima, ca și la plătite. Așa, ia să vedem. Să mai facem încă una și să vă arăt și cozonacul. Să vedeți cum arată cozonacul și păscuța. A mai rămas puțină păscuță. Ia uitați a doua, vedeți cum face beșicuțe, se vede? Aluatul s-a odihnit puțin. Așa. Se vede diferența. Ia uitați, am și întors-o. E toată plină de beșicuțe. Așa. Aceasta este aproape, aproape gata. Lipia noastră. Aceasta a ieșit așa, ca prima. Ne uitați pe a doua, vedeți? E plină de bișicuțe. Ne uitați. O mai lăsăm o secundă. Și este gata. Și o dăm jos. O așezăm așa aici. Este și mai moale. Ia uitați, aceasta este și mai moale. Aluatul s-a odihnit față de prima care am făcut-o. Așa, și o punem peste. Am să dau aluatul la frigider și să vă arăt cozonacul, să vedeți cum arată și cozonacul. Mâine o să ne și vedem. În seara aceasta am intrat doar să vă arăt cum fac lipiile. Ia să vă arăt și cozonacul. Eu le țin în folie transparentă, pasca în frigider și cozonacul l-am ținut afară.
Hai să vi-l arăt să vedeți dacă ați ști ce miros. Și de la miere de albine are un gust extraordinar. Ia uitați cozonacul. Vedeți cum arată? Cozonac făcut o săptămână în urmă. Am început miercurea trecută, joi l-am copt. Ia uitați-l. Se vede? Ia să tăiem o felie, să vedeți cum arată. Ia uitați-l. Este moale, moale. Ia uitați-l. Nu știu dacă se vede. Așa. Este moale, moale și pufos și bun. Așa, am să dau deoparte și să vă arăt și păscuța. Păscuța cu ciocolată și cu urdă. Eu am făcut, puteți pune și brânzică de vaci. Cine nu a încercat să încerce, să vadă ce bunătate. Ia uitați, păscuța făcută cu voi împreună. Atât mi-a mai rămas. Așa, să dau lipile așa într-o parte. Așa. Am scos-o de la frigider. Ia să vă arăt cum arată. Ia uitați, cu stafide, cu ciocolată și cu brânzică. Așa arată păscuța. Și pe spate, ia uitați, un deliciu. Ia să mai vedem dacă mai avem mesaje. Eu de aici nu le văd. Bună seara, Carmen! Mulțumesc, mulțumesc! Sunt lipile, sunt tare bune, tare, tare bune. Acesta este cozonacul. Un deliciu. Dacă ați ști cât este de bun, ia uitați, nu știu, nu se vede așa de bine la cameră, nu știu de ce. Este moale, moale, ia uitați cât este de moale. Așa. Aceasta este păscuța. Este de la frigider. Vedeți? Stafide și ciocolată cu ricotta. Aceasta este cu aluatul fraged. Am și rețetă cu aluat de cozonac. Dar am preferat să o fac anul acesta pe aceasta. Așa. Aici avem lipile. Ia uitați, vedeți că a rămas moale lipia. Aceasta este a doua. Deci cât am preparat-o pe prima, am luat-o, s-a mai odihnit și tigăița a fost mai fierbinte. Vedeți cum se întoarce? Ia să vă arăt și drobul. Că am făcut și drob. Drob de miel am făcut. Ia să pun așa ca să tai, să vi-l arăt. Așa, ia să dau deoparte, așa. Așa. Să vă arăt și drobul. Am făcut și sărmăluțe, și salată bio. Cum v-am spus, eu am petrecut și Paștele Catolicilor și Paștele Ortodox. Așa că eu sărbătoresc pe amândouă. Ia uitați, drobul de miel. Cum a ieșit. Așa, ia să bătai o felie. Să vedeți cum e. Mâine am să intru și o să ne vedem. Ia să tăiem așa, să vedem cum arată. Am pus doar 3 ouă în interior. Ia uitați. Drobul. Drobul de miel. Am pus toate organele de la un miel. Eu mai întâi le-am fiert, le-am spălat bine, bine, le-am curățat. După aceea le-am fiert foarte bine. Și după ce le-am fiert, am pus ceapă verde cu puțin ulei într-o digăiță și am undit-o puțin. 5 minute a durat să undesc. Și după aceea organele le-am tăiat toate mărunțel.
și inimioara, și plămânii, și ficățelul, și rinichii. Am tăiat tot mărunțel și am înlănțuit cu ceapa. Apoi am adăugat o mână bună de pătrunjel proaspăt și o mână de mărar. Mărar am congelat, mi l-am adus din România, aici am congelat. Am pus puțin piper, puțină sare, am pus și puțin inim bahar, am pus și parmezan, puteți spune și cașcaval, și mi-au intrat 4 ouă întregi, potrivite la această compoziție, și 3 ouă fierte. Am dat la cuptor, am pus într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și acesta este rezultatul. Aici avem cozonacul, păscuța făcută și lipiile. Ia uitați lipiile, vedeți? Încă este moale, moale. Aceasta este prima, nu a fost așa de încălzită tava și trebuie lăsate să se odihnească aluatul. Să se odihnească măcar o jumătate de oră și să vedeți cum se umflă și sunt bune. Și rămân așa mai, mai, mai și le puteți umple cu ce doriți, ia uitați. Le puteți răsuci. Ia uitați-le. Așa, ați văzut, aluatul se face foarte repede. Aici avem cozonacul făcut săptămâna trecută împreună. Să știți că a ieșit super, super. Eu l-am făcut cu miere de albine. Ia uitați cum arată. Se vede? Este super, super și moale, moale. Este moale. Este foarte bun. Și păscuța. Să le încercați. Să încercați să vedeți ce bunătate. Ia să vedem unde este camera. Păscuța cu stafide, cu ciocolată și cu ricota. Puteți pune și brânzică de vaci. Ia să vedem dacă mai avem mesaje. Eu de aici nu le văd, trebuie să ridic camera, să ridic pagina în sus. Nu mai avem. Atât. Mâine o să ne vedem din nou. Mâine dimineața am să încep să intru din nou în direct și să ne gândim și să vedem ce o să prevară mâine. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc o seară frumoasă tuturor. Și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionări, pentru că mă susțineți. Și ne vedem mâine dimineață. Vă pup dulce, o seară frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Uitați. Aceasta este rețeta din această seară de lipii. O găsiți la început la video. O găsiți și pe canalul meu de YouTube această rețetă. Așa. Este foarte simplă. Cum am spus, la 250 de grame de făină am pus 40 de untură, un praf de sare și circa 165 mi-a intrat de data asta, 170 de apă. Vedeți că aluatul este mai moale? Mai adăugați puțină făină. Și restul de aluat l-am împăturit și l-am băgat la frigider, că trebuie să se odihnească înainte. Și acum vă las, vă pup dulce și vă doresc o seară frumoasă. La revedere și multă, multă sănătate. Pupici! Și vă mulțumesc încă o dată tuturor. O seară frumoasă! O seară frumoasă, vă pup!